Avem, potrivit acestei directive, avem servicii lineare sau televiziunile, radiourile tradiționale și avem servicii neliniare, exemplu fiind același privesc eu, de pe care accesăm ceea ce ne interesează, produsele plasate la momentul care ne convine fiecare din noi în parte. Aceste servicii neliniare, de asemenea, trebuie să fie reglementate, trebuie să fie sub controlul autorității de reglementare a statului.